Salut și bine ai venit pe canalul meu de YouTube. În track vlogul de astăzi o să vă arăt cel mai corect mod posibil de introducere a datelor manuale în aparatul tahograf la reîntoarcerea în camion după efectuarea unui repaus săptămânal sau după o vacanță, un concediu. Da? Introducerea datelor manuale în tahograf eu recomand să se facă cu calm, în liniște și să se gândească de două ori înainte de a se apăsa un buton, pentru că de multe ori nu se poate reveni și nu prea e ok să bagi datele greșit. Hai să începem! Și să începem, da? Avem două carduri, noi suntem doi șoferi în echipaj, da? Bun. Luăm primul card, îl verificăm înainte să-l băgăm, chipul în sus, da? De timpul, cel puțin la tahograful meu, după care selectăm alte activități ciocănele, pentru că asta facem noi în momentul de față, executăm alte activități, da? Selectăm ciocănele, întotdeauna introducerea cardurilor și extragerea lor se face pe ciocănele, se execută alte activități, da? Da. Nu se scot pe pat, pe pauză, nu se bagă pe pauză. Bun, am băgat pe ciocănele, după cum bine ați văzut cardul, da? Și mă va întreba tahograful dacă vreau să introduc date manuale. Bineînțeles că voi selecta da. Ok, ia, în cazul meu. Da? Selectez ea și mă întreabă de la ultima extragere, după data de 5-a-3-a, da? De la 22-3, ce am făcut. Și după 5-a-3-a, da? De la 22-3, eu am fost pe alte activități până pe data de tot 5-a-3-a, da? Până la 22-10 voi selecta alte activități, încă 7 minute în plus de alte activități, pentru că până am scos cardurile, până am încuiat camionul, până m-am îndepărtat de camion și, în cazul meu, m-am dus în cameră, am mai fost încă 7 minute de alte activități. Timpul ăsta a fost tot muncă. Da? Bun. După care, da, trebuie să închid programul. Deci, mergem și dăm End Country. Da? În cazul meu, am terminat în Suedia. Da? Și selectez End Country. După 5-a-3-a la 22-10 am închis programul Suedia. După care, după 5-a-3-a de la 22-10 am fost în pauză până pe 6-a-3-a la 20-43, o să pun eu. Da? Deci până la 20-43 o să selectăm. Am fost în pauză. Da? După ce selectăm acest 20-43 în pauză, va trebui să începem programul, primul lucru. Înainte de a începe alte activități, începem programul, da? Și vom da OK-ul. Iar acum navigăm din săgeți, da? Către început țara, Begin Land, în cazul meu, Suedia, da? Am selectat Suedia. Și de la 20-43 până la 20-58, pe data de 6, am alte activități, da? Am venit la camion, am verificat camionul,
am început să-mi introduc cardurile, da? Mai încerc încă o dată această țară de început, pentru că așa e tahograful, softul tahografului, eu nu am ce să-i fac, da? Așa face tahograful. Ați înțeles? Hai că vă mai arăt o dată la șofer 2. Da? La șofer 2 vom face fix același lucru, da? Introducem cardul, am verificat eu înainte, era cu chipul sus. Și la fel, sunt întrebat care, dacă doresc să introduc date manuale, gândește mai greu tahograful meu, deși e de generație oarecum nouă. Facem același lucru, după data de 5-a-3-a de la ora 22.04, selectăm ciocane până pe 5-a-3-a la ora 22.10. După care navigăm din săgeți, da, ca să selectăm sfârșit țară, să închidem programul respectiv, da? Bifăm aici OK, după care selectăm sfârșit țară, sfârșit țară, tot Suedia, da? La 22.10. Am fost, acum selectăm pauza de la 22.10 pe data de 5 până pe 6, da? La 20.43 am spus în partea cealaltă, nu? Și navigăm din butoane până facem un 20.43. La să selectăm pauză. 20.43. Perfect. Acum începem programul. Mergem din butoane la început țară. Încă o dată ne grăbim. Început țară, da? Suedia, perfect, și de la 20.43 până la momentul ăsta, ciocănele, da? Alte activități, mai încerc o dată, dar asta e și asta e. Drumuri bune și să auzim de bine, nu uitați, un like și un subscribe.